Samuel, capitolul 23, capitolul 23, versetul 20. Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om din Cabțel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari, el a ucis pe cei doi fii al lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unui crop pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. A omorât un egiptean groaznic la înfățișare, care avea o suliță în mână. S-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Jehoiada, și a fost vestit printre cei trei viteji ai împăratului David. Amin. Amin. Te rugăm, Tată Ceresc, prin Duhul Sfânt, vorbește-ne. Amin. Doamne, în lumea aceasta zbuciumată de păcat, în lumea aceasta speriată de prezent și de viitor, mulțumim că noi avem în cine să ne încredem. Amin. Mulțumim că Tu ești pentru noi și soare și ești și scut. Mulțumim că Tu ești stânca noastră. Mulțumim că Tu ești adăpostul nostru. Mulțumim că ești cetatea noastră de scăpare. De aceea ne bazăm numai pe harul Tău, pe cuvântul Tău, pe promisiunile Tale și în această seară te rog, Duhule Sfânt, Tu să fii acela care să ne vorbești. Să ne tălmăcești cuvântul Tău și mulțumesc că vom pleca din locul acesta altfel, adică transformați prin Duhul Sfânt, vom pleca hrăniți, vindecați și încurajați. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această după-amiază un text foarte necunoscut. Trebuie să vă mărturisesc că până acum niciodată n-am auzit vreo predică din textul acesta. Nu încerc eu să impresionez pe cineva că n-am cu ce, însă în urmă cu câteva luni Dumnezeu a început să-mi vorbească și a început să îmi dea câteva gânduri și câteva adevăruri din textul acesta foarte scurt. Benaia. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată în Biblie numele acesta, nu știu dacă ați mai trecut vreodată prin 2 Samuel, capitolul 23 și ați remarcat numele acestui viteaz al lui David. Benaia, despre Benaia ni se scrie foarte puțin. Doar 3 versete. Prima dată aceste 3 versete apar în 2 Samuel și a doua oară ele apar în 1 Cronici, capitolul 11. Despre Benaia, bărbatul acesta cu numele Benaia, ni se scrie puțin, dar aceste puține cuvinte spun foarte mult despre acest viteaz al lui David. Benaia a fost un luptător profesionist. Benaia a fost un tip care a ajuns șeful gărzii de corp al lui David, împăratul David. Ăsta a fost cel de-al doilea împărat al lui Israel. Și tot Benaia acesta a fost și șeful corpului de gardă al lui Solomon, fiul lui David. Benaia a fost loial și lui David, și tatălui, și fiului, și asta spune foarte mult despre caracterul său. Scriptura ne vorbește foarte puțin despre Benaia. Ce înseamnă Benaia? Am studiat și am intrat pe toate documentele pe care eu le am și toate site-urile posibile la care eu am avut acces și am găsit așa că Benaia înseamnă acest adevăr. Construit de Dumnezeu, făcut de Dumnezeu sau structurat de Dumnezeu. Asta este traducerea literară a numelui Benaia. Biblia, repet, spune despre el puține cuvinte. Și știți ce spune Biblia despre Benaia? Spune că a ucis doi bărbați, niște mercenari profesioniști, care arătau ca niște lei, erau niște gorile în vremea aceea și i-a ucis de dragul stăpânului său și împăratului său. Pe urmă, Biblia spune că a ucis un egiptean foarte fioros, tot luptător, care avea vreo 2,22 m, egipteanul ăla fioros, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar ceea ce mie mi-a atras atenția cel mai mult este că Benaia a ucis un leu.
Asta mie mi-a plăcut cel mai mult. Sau asta m-a provocat pe mine cel mai mult și m-a incitat cel mai mult cu privire la eroul acesta al lui Dumnezeu și viteazul acesta al lui David. Mi-a tras atenția faptul că a ucis un leu. Acum Biblia spune că doar trei bărbați în Scriptură au ucis lei. Primul a fost Samson, a ucis un leu. Al doilea a fost David, a ucis și el când avea 17-18 ani, un leu, ați încercat vreodată. Nu leu din ăsta de plastic. Însă David împăratul, când a avut vreo 17-18 ani și era cioban, păstoraș la oi, a ucis un leu și al treilea bărbat, despre care Biblia și despre care eu știu și mi-aduc aminte, că Biblia spune că a ucis un leu, este Benaia. Pentru mine lucrul acesta înseamnă foarte mult. Leul însă pe care l-au ucis acești trei bărbați, sau lei, nu erau lei de curte, nu erau lei de grădină zoologică și leul pe care l-au ucis Benaia, și ne întoarcem la Benaia, care înseamnă construit sau structurat de Dumnezeu, n-a fost o pisică din asta sălbatică, ci ceea ce înțeleg eu din Cuvântul lui Dumnezeu, din textul acesta și cel paralel din 1 Cronici, am înțeles că leul pe care l-a ucis Benaia a fost un leu sălbatic, a fost un leu neîmblânzit, n-a fost un pet din ăsta pe care îl țin unii prin casele lor și prin curțile lor, așa de plăcere, și a fost și flămând, era și puternic și era foarte sălbatic. Acum, de ce vă spun toate aceste detalii? Fiecare pasaj din Biblie, inclusiv acesta, Duhul lui Dumnezeu l-a pus acolo cu un anume scop. Fiecare pasaj din Biblie, Duhul lui Dumnezeu, prin fiecare, vrea să ne învețe niște lucruri foarte importante pentru viața noastră cotidiană, pentru viața noastră de fiecare zi. Și pasajul acesta nu face excepție. Prin pasajul acesta, Dumnezeu vrea să ne învețe patru adevăruri și astea aș vrea să le învățăm în această după-amiază. Și cred din toată inima că am venit aici într-un fel și vom pleca altfel. Amin. Mulțumesc de aminul puternic. Amin. Cel mai fundamental lucru care trebuie să se întâmple în viața noastră, frații și surori, doamnelor și domnilor, este atunci când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Este atunci când ne închinăm lui Dumnezeu să fim conștienți că Dumnezeu mă transformă și într-un fel sau într-altul ne transformă. Ori de câte ori vii la casa lui Dumnezeu și asculți și primești Cuvântul lui Dumnezeu, pleci din locul acesta transformat, binecuvântat și vindecat în numele Domnului Iisus, glorie lui Dumnezeu. Amin. Duhul lui Dumnezeu ne învață patru adevăruri fundamentale prin Benaia, prin acest nume care înseamnă construit sau structurat de Dumnezeu. Și auziți care este adevărul numărul 1. Putem avea biruință asupra celor ce sunt mai tari decât noi. Acum, și lei ăștia, bărbații ăștia că erau ca niște lei, și egipteanul ăla fioros, și leul pe care Benaia l-a ucis, erau mai tari decât Benaia. Însă, mă întorc acum la leul ăsta fizic, nu mă refer la moneda românească devalorizată. Însă, ceea ce mă uimește pe mine este și adevărul acesta pe care Duhul lui Dumnezeu îl pune în față și ne confruntă Duhul lui Dumnezeu cu adevărul acesta, că putem avea biruință asupra celor ce sunt mai tari decât noi, putem avea biruință și asupra leilor. Nu știu dacă ați văzut vreodată un leu în sălbăticie. Eu n-am văzut. Însă doar pe Discovery. Însă, sau nu știu pe ce canal de televiziune. Însă să știți că un leu din sălbăticie este puțin diferit decât un leu din grădina zoologică. Un leu din sălbăticie este mult mai leu decât un leu din grădina zoologică sau decât un leu din curțile oamenilor. Însă Duhul lui Dumnezeu vine cu această realitate formidabilă pentru mine și m-a încurajat atât de mult în lumea aceasta descurajată. Duhul lui Dumnezeu, în săptămâna care a trecut, m-a încurajat pe mine teribil de mult
Pentru că Biblia ne spune că Benaia și noi suntem construiți de Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin sângele lui Iisus Hristos și prin cuvântul lui Dumnezeu, suntem construiți de Dumnezeu și suntem structurați de Dumnezeu pentru biruință. Niciunul dintre cei ce suntem aici, nici tu, nici copiii tăi, nici prezentul tău, nici viitorul tău, nici soțul tău, nici soția ta, cât o vezi de slabă și cât o vezi de totoloc pe soțul și soția ta, nu suntem destinați pentru înfrângere, ci suntem construiți de Dumnezeu pentru victorie slavă lui Dumnezeu. Nu suntem structurați, suntem structurați de Dumnezeu, frați și surori, pentru biruință. Nu pentru eșec. Suntem programați și structurați de Dumnezeu pentru succes, nu pentru insucces. Suntem formați și mântuiți de Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos pentru har, nu pentru par. Dumnezeu așa ne-a construit pe noi prin jertfa Domnului Iisus și prin Duhul lui Dumnezeu, încât Dumnezeu ne-a făcut pentru viață, nu pentru moarte. Dumnezeu ne-a structurat și ne-a făcut pentru vindecare, nu pentru boală. Amin. Orice simptomă de boală ai în trupul tău, respinge-o în numele lui Iisus Hristos, respinge-o, pentru că Dumnezeu te-a structurat pentru viață, nu pentru moarte, pentru vindecare și nu pentru boală, slăvit să fie Domnul. Și încă ceva, Dumnezeu te-a structurat pentru ce? Dumnezeu ne-a programat pentru cer, nu pentru iad. Dacă vei ajunge în iad, nu e din vina lui Dumnezeu, ci e din vina ta. Pentru că Dumnezeu, ca și pe Benaia, ne-a structurat și ne-a făcut pentru cele mai frumoase lucruri pe care El știe să le pregătească pentru copiii Lui. Și încă ceva, Dumnezeu, Domnul, ne-a structurat pentru Dumnezeu, nu pentru Satan. Noi am primit viață pe planeta aceasta să trăim pentru Dumnezeu, nu pentru diavolul. Și încă ceva, Biblia spune că Dumnezeu ne-a făcut pentru binecuvântare, nu pentru blestem. S-ar putea în zilele acestea și în zilele următoare să te confrunți cu crize, cu eșecuri. Fii atent, Dumnezeu nu te-a structurat pentru eșec. Dumnezeu nu te-a programat pentru faliment, ci Dumnezeu te-a programat pentru binecuvântare, sub nicio formă pentru blestem. S-ar putea să simți că în familia ta parcă este un blestem. Din când în când s-ar putea să simți că peste tine și casa ta este blestem. Împotrivește-te acelui blestem. În numele lui Iisus Hristos vreau să-ți declar și să-ți spun că orice blestem care a venit și este peste casa ta, peste neamul tău, peste arborele tău genealogic, poate să fie spart în numele și în sângele Domnului nostru Iisus Hristos, gloria lui Dumnezeu. Orice blestem care este peste casa ta, poate să fie anulat prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Să știți că ne-au potropit leii diavolului. Ne-au cotropit fioroșii și mercenarii diavolului. În vremuri de criză ca acestea și sunt tot mai conștient că România este în criză. Nu din cauza TVA-ului mărit în ziua de ieri cu 5%, ceea ce este o veste foarte proastă pentru România și pentru economia ei și pentru pensionari și pentru activi și pentru muncitori și pentru aia care au servici și care n-au servici, că TVA-ul ăsta scumpește acum toate lucrurile. Asta e singura problemă. În rest, niciuna. Însă fii atent. Crizele acestea cu care noi ne confruntăm din punct de vedere fizic și financiar, când suntem în crize, primul nostru impuls este să ascultăm de șapta aceasta de intimidare a diavolului, este să ascultăm de mercenarii diavolului care vin și ne șoptesc. Să ascultăm de solia lor, că totul va fi tot mai prost, o să fim din criză în mai mare criză și mercenarii ăștia ai diavolului, duhurile astea rele ale diavolului, vin și ne sfătuie să fim cuminți și să ne dăm bătuți.
Ați auzit de povestea celor două broscuțe care au căzut într-un lighean cu lapte? Și au început să dea din lăpuțe, să iese la suprafață și nu reușeau. Și dădeau din lăpuțe, cum se numesc ălea, piciorușele lor. Și au început să transpire și să obosească și una a zis, mă dau bătută, n-am nicio șansă. A făcut așa și s-a necat, s-a dus la fund. Cealaltă nu s-a lăsat să. N-a ascultat de impulsurile pe care i-a le simțit și a continuat să dea din piciorușele ei. Și spre mirarea ei, după câteva timp de, stăruință, de consecvență, și-a dat seama că laptele se transformă în smântână. Știți că baterea laptelui transformă laptele în smântână. Și a continuat și și-a dat seama că smântâna s-a transformat în unt și a ieșit afară. Acum, asta este o povestioară, dar morala ei este teribil de importantă pentru fiecare dintre noi. Solii diavolului vor veni la noi în vremuri de genul acesta și vor spune, hai, fii cu minte, dă-te la fund, că oricum n-ai nicio șansă. Lasă-te bătut, dă-te bătut. Dar ăștia sunt solii diavolului și mercenarii diavolului și vor veni și îți vor strofi că un regim din ăsta crâncen de pâine, de apă și pâine și tare și râncedă, poate că ne-ar fi de folos în vremuri ca acestea și trebuie să ne obișnuim cu așa ceva. Însă să vă zic ceva. Domnul nu ne-a chemat la pâine și râncedă și apă. Domnul pentru noi și nouă, celor ce iubim pe El și îl avem pe El păstor, ne-a făcut cele mai uimitoare și încântătoare promisiuni. Și promisiunile le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu și sunt vreo 6.000 de promisiuni în Cuvântul lui Dumnezeu și una dintre cele mai uimitoare promisiuni este aceasta, că Dumnezeu nu îi părăsește pe ai lui. Domnul Iisus Hristos după învierea Lui a zis, iată că eu sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacului, să știți că Domnul nu este cu noi doar duminica. Domnul nu este cu noi doar în 2008. Domnul este cu noi și în 2009 și este cu noi și în 2010 în ciuda crizelor. Iisus Hristos este cu noi, glorie Domnului. Și fii atent, dacă ți se ia pâinea, Domnul stă cu sunac. Întotdeauna așa lucrează Dumnezeul nostru și Psalmistul în Vechiul Testament spune, am fost tânăr și am îmbătrânit și n-am văzut vreun om al lui Dumnezeu să fi dus lipsă de ceva. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul lui Benaia. Este un Dumnezeu care ne spune că și cei mai tari dușmanii noștri pot să fie înfrânți și că noi suntem biruitori și mai mult decât biruitori, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Și ce ne-a promis Domnul nouă? Și ce a promis Domnul evreilor și nouă? Zice, Dumnezeu o să vă duc în țara unde curge lapte și miere. Și așa se gândeau mereu, când erau în pustie, se gândeau mereu la ceapă, la praz, la arpacaș. Se gândeau mereu, știi, că le-a venit pofta. Uitaseră promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut că o să vă duc într-o țară unde curge lapte și miere și se pare că nici nu-i prea interesat pe evrei laptele și mierea, că se temeau ei că se îngrașă de lapte și miere. Vrăjmașul va încerca să vină și să ne sperie, însă Dumnezeu în textul acesta ne spune că poți avea privință asupra celor ce sunt mai tari ca tine în numele lui Iisus Hristos. Amin. În alte cuvinte, în numele lui Iisus Hristos, dacă stai sub autoritatea lui Dumnezeu, vei avea privință asupra tuturor dușmanilor tăi, slăviți să fie Domnul. Și auziți acum în partea a doua a mesajului din această după-amiază. Benaia a avut privință asupra trei mari lucruri din viața lui. Benaia a avut biruința asupra fricii. Benaia a biruit comoditatea și Benaia și-a biruit dușmanul cel mai înfricoșător. Și acum aș vrea să rămânem la aceste câteva situații pe care Benaia le-a biruit.
Biblia, să știți că vorbește foarte mult despre frică. Dacă citiți cu atenție literatura biblică, veți vedea că mereu, mereu, Duhul lui Dumnezeu scoate la iveală că robii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, prorocii lui Dumnezeu, erau oameni care au trecut prin crize de frică. Frici. Dacă vă uitați cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea, judecând după literatura Scripturii, că poporul lui Dumnezeu pare și el frământat de aceleași frici de care este frământat poporul care nu este al lui Dumnezeu. Ucenicii în Noul Testament erau în barcă pe mare și Domnul Iisus Hristos era în barca lor. Și la un moment dat, furtună. Și ce s-a întâmplat cu ucenicii? Au început să tremure de frică. Dar Domnul era cu ei, în barca lor, în corăbioara lor. Deși Domnul era cu ei și era în mijlocul lor, ăștia au experimentat frica. Frica face parte din viața noastră, însă dacă lași frica să te domine, ai încurcat-o. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Ucenicii l-aveau pe Domnul Iisus cu ei, dar au fost cuprinși de multe frici. Erau într-o constantă situație de frică. Ucenicii se temeau de furtuni, frică de furtuni, frică de mulțimi, frică de sărăcie, frică de valuri, frică de vânturi, frică de năluci, de stafii, știi? Astea erau fricile ucenicilor. Le-au fost frică la un moment dat că își pierd conducătorul. Am citit săptămâna trecută de o femeie care suferă de agorofobie. Niciodată n-am mai auzit până acum termenul ăsta de agorofobie și eram tare curios să aflu ce. Și ce? Fobie este frică. Și agorofobie, știi ce înseamnă? Frica de spații deschise. Acum, claustrofobie este frica de lift, știi? De spații cât mai înguste, știi? Să te bagi la un ex, în tubul ăla acolo de X-ray, de, eu știu, nevastă mea n-ar face așa ceva pentru nimic în lume, că este claustrofobă. Însă, până săptămâna trecută, n-am auzit că există și frică de spații deschise. Adică, eu atât de bine mă simt într-un spațiu deschis. Însă, și toți, și majoritatea, dacă suntem normali, ne simțim bine într-un spațiu deschis și chiar ne relaxăm într-un spațiu deschis, dar femeia aceasta suferea de agorofobie. Frica de spații deschise. Ei, ucenicii sufereau și ei de fel, de fel de frici, chiar dacă Domnul Iisus Hristos era prezent cu ei. Viața noastră este plină de frici din când în când. Vă mai dau un exemplu foarte interesant. Mândra și vrednica oastă izraeliană era pe front, dar era cuprinsă de o frică teribilă în fața unui singur om. Și numele lui era Goliat. E adevărat că Goliat ăsta avea 2 metri și vreo 90. Aproape 3 metri avea tipul ăsta. Eu am 1,80 și vreo 7. Imaginați-vă Goliat de 2 metri și 87, cu un metru mai măricel decât mine, n-arată grozav și numai mușchi, știi? Era profesionist. Și făcea forță în fiecare seară și în fiecare zi. Se ducea la sală, se ducea la forță, se ducea la box, se ducea la fitness, se ducea, eu știu pe unde se duceau, la toate șmecheriile astea, mă rog, din vremea aceea. Era profesionist, era un fioros și au zis, însă vrednica și mândra oaste a lui Israel s-a văzut cuprinsă de frică în fața unui singur om. Goliat, fără pic de rușine și fără pic de jenă, se baza pe frica lor. Se pare că Goliat a luat lecții de intimidare. Cum să intimideze dușmanul. Și așa i-a terorizat pe evrei, încât i-a băgat în frică, i-a băgat în depresie, i-a băgat în spaimă și când David a fost trimis de taică-su, tânărul David, să meargă și să-și viziteze frații pe front, pe Valea Terebinților, și când a intrat acolo pe front și a dat de armata lui Dumnezeu, erau toți ascunși pe după stânci, pe după pietre, erau toți ascunși pe acolo, din cauza că Goliat i-a intimidat. Tremurau de frică și erau ascunși pe după bolvan. Și prin gropi și prin grote. Pe
Pentru că Goliat, repet încă o dată, a mizat fără nicio jenă pe frica acestora, i-a intimidat, lându-i de vedere, știind că nimeni nu o să accepte oferta pe care el le-o făcea și a spus: dacă există vreunul puternic între voi, veniți evreilor și să se lupte cu mine și cine câștigă, cine mă omoară pe mine, câștigă războiul. Însuși, regele Saul suferea de frică. Când Saul, care era în Valea Terebinților, l-a văzut pe Goliat, a început să-l ia și pe el toate bâțâielile, i-a fost frică de uriașul Goliat și, pormă, știți de ce altă frică a început să sufere David? I-a fost frică de bărbatul care l-a ucis pe Goliat. Prima dată i-a fost frică de Goliat și, pormă, i-a fost frică de omul care l-a ucis pe Goliat. Și ce spunea Mark Twain, ăsta a fost un eseist american foarte cunoscut, a zis așa: curajul nu înseamnă dispariția fricii, ci înseamnă controlul asupra acesteia. Și vreau să merg un pic mai departe și să spun că curajul este locul unde frica și credința se interpătrund. Dar cum fii atent? Când permiți fricii să locuiască în tine, devii rob. Este foarte grav să devii un fricos. Să te temi de prezent, să te temi de viitor, să te temi că nu te mai măriți, să-ți fie frică că nu te mai însori, să-ți fie frică că nu-ți mai găsești servici. Când frica te domină, începe să te paralizezi. Să-ți fie frică că nu te mai vinde, să-ți fie frică că nu mai ai pensie, să-ți fie frică că nu te mai iubește soțul. A, când frica reușește să te domine, te ucide, te paralizează, te nenorocește, te îmbolnăvește. Am stat de vorbă recent cu o femeie foarte necăjită și îmi spunea că fiul ei suferă de frică și nu mai vrea să iese din casă. Este închis în casă. Suferă de frică. Este doar pe internet, dar nu vrea să mai iese din casă. Este frică de mulțime, este frică de să fie văzut. N-a făcut nimic rău. Dar este dominat de frică. Înnebunit de frică. De condiția lui, înspăimântat, rușinat și nu vrea să iese afară. Dacă locuiești în frică și dacă lași ca frica să te înrobească, știi ce se întâmplă? Tu dai cu piciorul în planurile bune pe care Dumnezeu le are pentru tine. Benaia e demonstrația foarte clară, e dovada că frica poate să fie învinsă. El a văzut un leu. Păi, domnilor, dacă eu eram pe acolo și cu Mircea, știi ce făceam? Amândoi ne luam de mână și îl poate colom la fugă. Sau, cine știe? Sau făceam stânga în prejur și ne îndreptam spre leul ăla. Și spuneam, acum, ori niciodată. Însă știi ce a făcut bărbatul acesta? Biblia spune că și-a biruit frica. Credeți că Benaia n-avea frică? Era și el om. Însă omul acesta a reușit în numele lui Dumnezeu și în puterea curajului care crede tot de la Dumnezeu venea, a reușit să intre în planul lui Dumnezeu și să primească de la Dumnezeu victoria aceea și darul acela extraordinar încât a reușit să omoare leul. De ce? Pentru că și-a biruit frica. Dacă te lași dominat de frică, vei fi nenorocit. Dacă însă în numele lui Iisus Hristos îți biruiești frica, tu vei intra în planurile pozitive pe care Dumnezeu le are pentru tine, pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru prezentul tău și pentru viitorul tău și Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Benaia și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul acesta și-a biruit frica. Noi suntem chemați de Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos să trăim prin credință. Frică, știți ce înseamnă? Frică înseamnă necredință. Și fiți atenți că veți auzi știri tot mai alarmante în România, veți vedea situații tot mai alarmante în România și duhul de frică, leul fricii, dușmanul ăsta cu numele de frică sau uriașul cu numele de frică va încerca să te domine și să te intimideze. Dar fii atent, frica înseamnă necredință. Însă ascultați cuvintele pe care le spune Apostolul Pavel referitoare la acest subiect în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7 și ce spune cuvântul lui Dumnezeu, zice așa:
Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Amin. Amin. Acesta este Duhul care e de la Dumnezeu. Pavel spune, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Când vine frica la tine și încearcă să te intimideze, adu-ți aminte că nu-i de la Dumnezeu. Frica nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu dă un singur tip de frică. Și poți să îl recunoști și să deosebești de celelalte tipuri de frică. Dumnezeu îți dă doar frică de Dumnezeu. Dumnezeu îți dă doar frică de păcat. În restul celorlalte frici care vin peste tine nu sunt de la Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chipzuință, slăvit să fie Dumnezeu. Și vă mai dau un exemplu superb și vreau și vă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne încurajeze și pe mine și pe noi toți până acolo la Cristi de la ușă. Auziți ce ne zice cuvântul lui Dumnezeu în Romani, la capitolul 8, versetul 15, zice așa. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Amin. Amin. Când vine duhul de frică peste tine, asta nu-i de la Dumnezeu, asta este de la diavolul. Din cauza aceasta, în numele lui Iisus Hristos, ai dreptul să te împotrivești duhul de frică. Oricare ar fi frica aceea, frica că nu ți se rezolvă problema, este de la diavolul. Noi avem credință că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Amin. Nu te lăsa copleșit de frică. Oricare ar fi situația în care te afli, tu încrede-te în Dumnezeu, că Dumnezeu nu ți-a dat un duh de frică, ci Dumnezeu ți-a dat un duh de putere, de dragoste și de chipzuință gloriei lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri bune pentru noi. Însă știi ce face frica? Frica anulează planurile bune pe care Dumnezeu le are pentru noi. De aceea nu te lăsa intimidat de frică, oricât de groaznic ar fi uriașul ăla care te intimidează, Dumnezeu are planuri bune pentru noi. Dumnezeu ne zice, nu mai trăiți ca fii străzii. Nu mai trăiți ca și copiii străzii. Nu mai trăiți ca orfanii și neajutorații. Eu sunt Tatăl vostru, încredeți-vă în mine. În vremuri de genul acesta, Dumnezeu spune, eu sunt Tatăl tău. Nu te teme. Crede numai în mine, a zis Iisus Hristos unei femei, unei mame, care era foarte speriată că fiul lui, un tată, era foarte speriat că fiul lui moare. Iair și Domnul Iisus au uitat la el și a zis, nu te teme, crede numai. Și fiul lui a înviat. Slăviți să fie Domnul. Amin. Însă, Benaia ne mai demonstrează încă un lucru foarte important și să știți că se poate. Biruință asupra comodității. Acum, de ce spun lucrul acesta? Mi se pare și el foarte important. Scriptura ne spune că Benaia, pe timp de iarnă, pe zăpadă, a urmărit și a ucis un leu. Și repet, nu era pisicuță, nici vulpe. Benaia nu era la vânat de iepuri. Era la vânat de lei. Și diferența este destul de mare între un iepure și un leuț. Un leușor. Însă vă rog să rețineți un alt aspect pe care Duhul lui Dumnezeu ne-l spune în această seară, că putem să biruim chiar și păcatul, nu numai al fricii, ci și al comodității. Acum, Benaia zice cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta pe care l-am citit, că într-o iarnă, pe zăpadă, când căzuse zăpada, Benaia a ucis un leu. Acum, ce vreau să vă spun prin asta? Sunt mulți oameni, creștini chiar, care atunci când ninge, nici nu mai iese din casă. Dom'le, când ninge, sau când dă ploaie, sau când e un pic soare de 35 de grade, credeți că mai vin la biserică? Da, pe unul. Își pornește aerul condiționat, își ia telecomanda și începe să butoneze. Asta se numește păcatul comodității. Benaia, omul construit de Dumnezeu, să nu era așa.
El a biruit păcatul comodității. Cunosc oameni și în slujirea mea de 28 de ani de păstor, baptist, am văzut atâția oameni și din nefericire n-am văzut atâția oameni. Însă am realizat că sunt atâția oameni care atunci când ninge nu se duce la închinare, când plouă nu se duce la închinare, când e soare nu se duce la închinare. De ce? Pentru că este comod. El se duce la închinare numai când are el chef. Când îi se potrivește lui, când totul este roz în jurul lui, când totul este albastru în jurul lui, atunci, dacă are chef, se duce să se închine. Ei suferă de păcatul comodității. Benaia, omul construit de Dumnezeu, însă, a biruit păcatul comodității. Benaia pe zăpadă s-a luptat cu un leu și l-a omorât. L-a urmărit prin zăpadă și a văzut pașii prin zăpadă și s-a luat după pașii și după urmele leului până când l-a găsit în groapa în care poate că de căzuse fără să-și dea seama săracul leu. Păi eu dacă aș fi văzut urmele leului, făceam stânga în fășur. Dar ăsta știi ce a făcut, ca să vedeți, un tip serios, un adevărat bărbat. Când a văzut urmele leului, în loc să facă stânga împrejur, să se ducă acasă, că a zis totuși leu, nu-i pisică, în loc să se ducă înapoi la casa lui și în orășelul lui, el s-a luat după urmele leului prin zăpadă. Observați, pentru unii zăpada este obstacol, pentru alții zăpada este ocazie. Amin. Unii când văd zăpadă se închid în casă. Alții când văd zăpada ies afară și se confruntă cu ea pentru că știu că comoditatea este un păcat pedepsit de Dumnezeu. Să știți, comoditatea, domnilor și doamnelor, nu face parte din structura creștinului real. Adevărat, autentic. Comoditatea nu face parte din viața unui om al lui Dumnezeu. Nu poți fi și comod și creștin. Mulțumesc de aminul puternic. Amin. Văd că sunteți foarte comod. Dar sper că nu prea. Dar nu poți fi și comod și creștin. Astea două nu se potrivesc sub nicio formă. Nu poți fi și robul lui Dumnezeu și comod. Nu merge. Nu poți face parte din vitejii lui Dumnezeu, din luptătorii lui Dumnezeu. Nu poți face parte din oastea lui Dumnezeu și să fii și comod. Asta este ilogic și irațional și este contradicție de termen. Nu poți fi și pocăit și comod. Nu merge asta. Ci Dumnezeu respinge adevărul acesta și cuvântul lui Dumnezeu ne spune un lucru teribil de important. Omul acesta cu numele de Benaia a sfidat vremea. A sfidat intemperiile și pe zăpadă s-a dus și a omorât leul, pentru că știa că trebuie să omoare leul dacă vrea să fie bine în poporul lui Dumnezeu și în lumea lui și în familia lui și în zona lui, slavă lui Dumnezeu. Fraților, sororilor, știți cum se face lucrarea lui Dumnezeu? Lucrarea de mântuire. Știți cum se face? Prin virtutea jertfei. Și știți cum se face misiune? Jertfind, nu fiind comod. Amin. Ați auzit de unde a venit Lidiu Simuleasa? De la Berzasca cu echipa. Cine înseamnă aia? Șefă. Știți unde sunt ceilalți din biserică? Un grup? Sunt la Vânjul Mare și la Livezile. Și ce fac acolo? Se jertfesc, fac misiune. Nu sunt în comoditate. E adevărat că nu toți putem să facem toți ceea ce fac ei. Însă vă atrag atenția tuturor că Dumnezeu pe toți ne cheamă la șefă. Dumnezeu pe toți ne cheamă la șerfă. Dumnezeu pe toți ne cheamă la lucru. Mai țineți minte cântarea? Sus la lucru, amice creștine, miluiește și fă tot bine. Servește pe Domnul cu averea. Așa e, fraților, așa e. Cum ziceți voi? Dar asta este o cântare așa de veche, dar este atât de serioasă. Și cântarea mă îndeamnă să biruiesc păcatul comodității. Să mai spun ceva. Știți cum se plantează o biserică? Prin jertfă. Nu se poate prin comoditate. Întrebați-i pe cei ce am plantat biserica aceasta aici. Cu jertfă. Cu muncă. Cu transpirație. Cu post. Cu rugăciune. Cu bani.
Așa se face lucrarea lui Dumnezeu, se face lucrarea lui Dumnezeu cu Duhul Sfânt, cu bani și cu transpirație. Doamne, ajută-ne la aceasta. Lucrarea lui Dumnezeu, să zic că nu se face doar de pe genunchi. După rugăciune, întotdeauna urmează acțiune. Slavă lui Dumnezeu! Avem aici în biserică o studentă, Domnul să o binecuvinteze. Amin. În fiecare lună îmi dă 100 de lei pentru misiune. Pentru misiune în Oltenia. Și am spus, Domnule, înmulțește numărul acestei fete. Amin. Și înseamnă aia, din puținul ei, din puținul ei, dă foarte mult în numele lui Iisus Hristos, mare îi va fi răsplata ei și tuturor celor ce fac așa ceva. Doamne, ajută-ne să biruim păcatul comodității. Și ce a făcut Benaia? A biruit păcatul comodității. Cum crezi că a biruit Benaia păcatul comodității? Haideți să vă dau un alt scenariu și este o realitate. Nu numai că a sfidat vremea proastă, zăpadă. A mai făcut încă un lucru foarte interesant. S-a antrenat. Fraților, ca să omori un leu. Îți trebuie un pic de antrenament. Credeți-mă. Domnule, și ca să omori o pisică, îți trebuie un pic de antrenament. Dar ca să omori un leu, îți trebuie antrenament. Domnule, ca să omori un leu, îți trebuie pregătire. Ca să omori un leu, trebuie efort. Ca să omori un leu, trebuie antrenament serios. Săptămâna trecută, i-am trimis la medicul meu personal niște rezultate ale unor analize de sânge pe care mi le-am făcut în urmă cu vreo două luni. S-a uitat la el, ăsta e medicul meu personal. Bine, asta e un tip de dramatizare. Dar este, într-adevăr, un amic al meu, îl cunoașteți, a fost recent pe aici, locuiește în Germania și a zis, Daniel, trimite-mi rezultatele tale. Și le-am trimis. S-a uitat la ele, pe internet, s-a uitat la ele și a spus, pastore, de acum înainte trebuie să începi să faci mișcare. Sport. Ești la vremea și la vârsta când trebuie să faci mișcare. Băi, mi-a plăcut el. Zic, ăsta mă pune la antrenament acum. Mă obligă să mă antrenez și am început de la de el să fac mișcare. Să vezi poate lui Daniel de acolo, cum s-o face mișcare, mișcă pe bandă. Știți, fraților, că antrenamentul face bine la sănătate, mă refer la antrenamentul fizic. Știți că noi ăștia care suntem la 45-50 de ani în sus, avem nevoie să facem mișcare zilnic? Ați auzit reclamele astea la radio și la televizor că o viață sănătoasă implică 30 de minute de exercițiu fizic în fiecare zi? Să știi că nu vă mint acolo. Au dreptate. Benaia a biruit păcatul comodității și a început timpul să se antreneze. Și a început să facă mișcare, și a început să facă efort. Ei, dacă vrem să fim folositori lui Dumnezeu, și dacă vrem ca dușmanii din jurul nostru să crape și să piară, dacă vrem ca diavolul să fie înfrânt, și dacă vrem să golim, și dacă vrem să depopulăm iadul, și să populăm cerul, trebuie să începem să facem mușchi spiritual, trebuie să începem să lucrăm pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Fraților, dacă vrem să fim viteși înaintea lui Dumnezeu, trebuie să biruim dușmanul fricii, trebuie să biruim dușmanul comodității, trebuie să biruim dușmanii aceștia și păcatele acestea. Și am sesizat o chestiune foarte importantă. În general, leul urmărește omul. În textul acesta a fost invers. Omul a urmărit leul. Leul. În general, leii urmăresc prada. De data aceasta, prada era leul și leul era urmărit de Benaia. Acest tip care a biruit păcatul comodității. Slavă lui Dumnezeu! Știți care este nevoia Bisericii lui Iisus Hristos de aici și de pretutindeni? Tineri, bărbați și femei dispuși să transpire pentru slava lui Dumnezeu? Bărbați și femei, adulți și vârstnici și tineri, dispuși să riște în numele lui Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor. Dar asta înseamnă să ieși din zona ta de confort, să ieși din zona ta de comoditate, să biruiești păcatul comodității și să sfidezi chiar intemperiile naturii și să slujești pe Dumnezeu și să biruiești dușmanii aceștia în numele lui Iisus Hristos.
Dar trebuie să încep să te antrenezi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Un faimos general de armată a zis așa. Cea mai bună apărare este atacul. Și cred că avea dreptate omul. El vorbea din experiență. Noi, în general, tindem să fim defensivi. Știți cum era Benaia? Era ofensiv. Și a văzut urmele leului în zăpadă și s-a luat pe urmele acelea și urmărea el leul, nu leul îl urmărea pe el. Slavă lui Dumnezeu! Când copiii lui Dumnezeu se lasă treziți de Duhul lui Dumnezeu și începem să devenim curajoși ca Iisus Hristos, diavolul își va pune coada între picioare și începe să o ia la fugă din fața Bisericii lui Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos a zis așa, biserica mea, porțile, locuințe morților, nu o vor birui, slavă lui Dumnezeu. Biruiește păcatul comodității, te ucide. Și la propriu și la figurat. Biruiește păcatul fricii că te anihilează, te paralizează și te scoate din planurile bune pe care Dumnezeu le are pentru tine. Și încă ceva și cu asta închid. Benaia a avut biruință asupra fricii, a avut biruință asupra comodității și în final Benaia a avut biruință asupra dușmanului său. I-a aplicat leul, mă refer la leul, i-a aplicat o operație radicală. Și aici aș vrea să rămânem câteva clipe și astea sunt, cred eu, foarte importante și poate cele mai importante. Când a văzut urmele leului în zăpadă, s-a luat după el, că îl urmărea. Leul acela probabil că făcuse multe victime în Israel, în lumea lui, în regiunea lui. Și când a văzut urmele leului în zăpadă, a început să urmărească fiara, știi, bestia aia a început să urmărească. Și amestecă urmele leului în zăpadă, marcate de zăpadă, și l-a văzut în groapă. Căzut într-o groapă. Acum, dacă noi am fi fost acolo, am fi spus, slăvit să fie Domnul! S-a rezolvat lucrurile! Să-L lăsăm în pace, în groapă. Acum, natura își va spune cuvântul și o să se nece acolo, o să se prăpădească, o să moară de foame, o să se întâmple ceva cu el. Gata, lucrurile s-au rezolvat, să ne vedem de treabă. Slava Domnului! Slava Domnului! Mergem la biserică! Benaia asta, de asta mi-a și la clasa pensiei, a fost un tip radical. Serios. Un viteaz. Când a văzut leul în groapă, știi ce a făcut? A făcut ceea ce poate că eu n-aș fi făcut. Eu aș fi zis, leule, Domnul te-a trântit acolo, salutare, am scăpat și eu și tu și pacea Domnului. Dar nu Benaia. Și ce înseamnă Benaia? Construit și structurat de Dumnezeu. Să biruiască. Și au zis ce a făcut omul acesta. N-a fost un tip superficial, n-a fost un tip comod, nici pentru lei, nici pentru oameni. Și ce a făcut Benaia? S-a coborât și l-a ucis. În groapă, în zăpadă, în mocivă. L-a ucis. Nu s-a spălat pe mâini și a zis, dacă a căzut în groapă, gata, s-a rezolvat. Nu. S-a coborât. Nu era frică de leu. El a înțeles un principiu profund creștin, frate și soră. Ca să biruiești, trebuie mai întâi să lupți. Alo? Amin. Fii atent. Noi, unii dintre noi, avem pretenția copilărească. Domnule, să avem biruință fără luptă. Dar nu merge așa. În lumea fizică și în lumea spirituală, ca să biruiești, trebuie întâi să lupți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să știi că biruința asupra păcatului nu vine decât dacă hotărăști să lupți împotriva păcatului. Și azi dimineață ni se spune aici, în biserică, la rugăciune, sau nu știu când, sau joi, că noi vom birui pe diavolul, când ne vom împotrivi lui, el va fugi de la noi, slăvit să fie Domnul. Nu te teme de diavol. De diavol, de satan, nu trebuie să-ți fie frică. Trebuie să-ți fie doar silă. Tu trebuie să te temi doar de Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Pentru că dacă te împotrivești diavolului, diavolul va fugi de la tine în numele lui Iisus Hristos. Și cum te poți împotrivi diavolului? Locuind și trăind sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Benaia este
bărbatul care a biruit leul, a biruit dușmanul, dar nu l-a lăsat în groapă. Nu l-a abandonat. Pentru că eu am înțeles și acest principiu foarte creștin. Și știți care este principiul acela? Auziți. El, Benaia, a înțeles acest principiu foarte creștin și din Vechiul și mai ales din Noul Testament. Benaia s-a coborât și l-a ucis pentru că a înțeles un principiu creștin fundamental. Știți care este ăsta? Dacă nu omori tu păcatul, te omoară el pe tine. Fii atent, frați și surori, biserică, doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, dacă nu omori tu păcatul, te omoară el pe tine. Dacă nu omori tu leul, leul te va omoră pe tine. Și Benaia a înțeles lucrul acesta și s-a coborât în groapă și a aplicat operația radicală, l-a omorât pe leu și l-a ucis. Și din cauza aceasta, Duhul lui Dumnezeu l-a pus în cartea sacră. În încheiere, vreau să vă spun acest adevăr. Și vreau să aplicăm acum la viața spirituală tot pasajul acesta care l-am citit format din trei versete. Dacă nu omori tu leul sau păcatul, fii atent, va ieși din groapă și te va omori el pe tine. Domnul Iisus în Noul Testament ne spune să facem o operație radicală când e vorba de păcat. Zice așa, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, ce se face? Cu lingura. Ei lingura nu la asta se referea Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus zice așa, dacă ochiul tău te bagă în păcat, zice scoate. Dacă mâna ta te face să păcătuiești, taie-o. Dacă piciorul tău te face să păcătuiești, taie-o. Și ceva ce de fapt ne zice Domnul Iisus. Zice, de păcat nu trebuie să ai milă. Amin. Aici era de zis amin. De păcat nu trebuie să-ți fie milă, păcatul trebuie să-l urăști. Însă știi ce se întâmplă când e vorba de păcat? Și știi, firea începe să negocieze. Firea, știi? Când firea aia nerăstignită, adică păcatul, vede că începi să-l tratezi cu seriozitate și cu asprime, și ce face? Firea, păcatul va țipa firea aia din tine. Și pofta va țipa. Nu mă omori, fie-ți milă de mine, hai să negociem, hai să facem tratative și să te șmecherească. Vine însă Iisus Hristos și spune, nu, taie. Exact asta a făcut Benaia. Putea să lase pe leul ăla viu acolo, însă știa că atât timp cât îl lasă pe leul viu, chiar dacă e în groapă, leul este un mare pericol. De aceea numele lui Iisus Hristos nu-ți lăsa păcatul viu. Amin. Pentru că te va ucide. Ucide tu pe el în numele lui Iisus Hristos. Oricare ar fi păcatul acela, fie că este neiubire, omoară. Fie că este neiertare, omoară. Adică trebuie să începi să iubești. Amin. Fie că este internet, fie că este pornografie, omoară. Fie că este nepocăință, omoară. Fie că este zgârcenie, omoară. Și Domnul te va face mai mult decât biruitor. Să fii să fie Domnul. Nu negocia cu firea și nici cu păcatul. Te va ucide dacă negociezi. Ați auzit de povestea aceea interesantă despre broască și scorpion? S-au întâlnit pe malul unui bărț și vreau amândoi să traverseze balta. E o povestioară clasică, dar foarte bună, moralizatoare. Și scorpionul a zis, broscul, să te rog, uite, lasă-mă să mor la tine în spate să mă treci barca, ăsta, balta. Și broasca a zis, dar tu mă omor, mă înțeleg și mă omor. Scorpionul a zis, nu, proscuță, zice, o să vezi că nu te înțeleg, nu te omor, mă vreau să trec, să mă treci și pe mine balta. Și proscuță, l-a luat în spate și pe la mijlocul apei, scorpionul a înțepat-o. Și în timp ce murea, broasca l-a întrebat pe scorpion, zice, mi-ai promis că nu mă înțelegi, că nu mă omori. Și scorpionul a zis, da, așa este, s-a uitat să-ți spun, că nu pot să mă abțin. Asta e natura mea. Eu înțep, omor. Asta e natura mea. Înțep, omor. Știi care e natura păcatului? Să te înțepe, să te bagiocorească și să te ucide. Oricare ar fi păcatul ăla.
Poate să fie păcat mic sau păcat mare. Însă, cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne spune că în numele lui Iisus Hristos poți avea biruință asupra celor ce sunt mai puternici decât tine. Poți avea biruință asupra diavolului, poți avea biruință asupra lumii și poți avea biruință asupra firii în numele Domnului nostru Iisus Hristos, gloriei lui Dumnezeu. Benaia ne spune atât de clar că cei mai fioroși dușmanii noștri pot fi înfrânți. De aceea nu te descuraja. Cât timp stai sub autoritatea lui Dumnezeu, nu te descuraja. Dumnezeu are bune planuri pentru tine. În seara aceasta spune, Doamne, eu de acum trec de partea ta. Doamne, eu de acum mă pocăiesc. Doamne, eu de acum nu mai permit păcatului să lucreze în viața mea, ci lucid. Îl tratez la modul radical, adică îl extirpez din viața mea, în numele lui Iisus Hristos, ce vei ajunge un viteaz al lui Dumnezeu.